poți privi din vârful atmosferei pământul drag pe care sunt cei dragi. Iar când virajul pune punct vederii de manșă, cum știi cât mai poți să tragi? Când îți alegi colegii dintre fiare, strângând din dinți, cu dinții clănțănind, când mori câte puțin cu fiecare ca să învii din nou, din nou zburând. Sunt versuri scrise de Doru Davidovici, un Antoine de Saint-Exupéry român. Asemenea francezului, Doru Davidovici era aviator și un scriitor renumit la vremea sa. Până și moartea lor este identică. Amândoi s-au prăbușit cu avionul pe care îl pilotau. Din nefericire, despre Doru Davidovici se vorbește din ce în ce mai puțin. Își amintesc de el mai ales colegii săi aviatori militari, atunci când se întâlnesc în apropiere de Fetești, să-și comemoreze prietenul. De numele lui Davidovici, pilot de vânătoare pe MiG-21, se leagă câteva povești incredibile. Era un pilot excepțional, fusese comandant de patrulă aeriană de escadrilă, inspector de aviație de vânătoare și instructor de luptă. Avea un simț artistic deosebit. Noi jucam fotbal, el citea cărți, spuneau colegii despre el. A debutat cu un volum, Caii de la Voroneț, și deși munca de aviator militar nu îi lăsa foarte mult timp liber, a reușit ca până la tragica sa dispariție să mai scrie încă 10 cărți. A dat lovitura cu Lumi galactice, în care vorbește despre probabilitatea existenței civilizațiilor extraterestre. În această carte, cu care a uimit lumea literară și științifică, Doru Davidovici povestește cum el însuși, în 1972, a fost însoțit în zbor de un OZN, un obiect oval albăstrui. Întâmplarea a fost confirmată și de aviatorii de la Sol, deoarece obiectul de natură extraterestră a apărut și pe radare. Era prima astfel de descriere a unui pilot român, urmată fiind de mărturiile altor aviatori care s-au întâlnit cu obiecte de zbor neidentificate. Davidovici era un personaj profund, apreciat printre alții de Dumitru Prunariu și Alexandru Mironov. Unii dintre colegii săi spuneau că pilotul era un bun interpret al lui Nostradamus, astfel că, spre sfârșitul anilor 80, Doru Davidovici le spunea despre schimbările politice majore care aveau să urmeze în România. Nu a mai prins însă Revoluția. Într-o zi a primăverii lui 1989, MiG-ul 21 în dubla comandă Doru Davidovici Dumitru Petra s-a prăbușit în apropierea bazei aeriene de la Fetești. Cauzele prăbușirii nu sunt cunoscute, însă lumea aviației militare a fost șocată, deoarece Doru Davidovici era un as al aviației, care trecuse în cariera sa prin multe dificultăți în zbor. Cum să cadă el care învăța păsările să zboare? Încă se mai întreabă cu lacrimi în ochi cei care l-au iubit. Și într-adevăr, nu era poveste. Există câteva fotografii incredibile cu Doru Davidovici reînvățând o pasăre rănită să zboare. Din Marele Zbor, scriitorul pilot Doru Davidovici mai revine din când în când doar în amintiri. Nu m-am întors. Eu sunt aici, risipit pretutindeni.